Evenimentul a fost la cea de-a 8-a ediție și face parte din seria întâlnirilor cu caracter instructiv-educativ de prevenire a complicațiilor diabetului zaharat. Dacă la înființarea Asociației Copiilor și Tinerilor Diabetici din județul Mureș, în anul 2006, erau înscrise un număr de 7 persoane, în anul 2007 numărul a crescut ajungând la 45 de persoane, iar în prezent sunt 175 de copii și tineri în evidență. Aceștia sunt ajutați în permanență să aibă un stil de viață normal. Organizăm tabere numai și numai pentru copiii diabetici. Avem proiecte în care implicăm și încercăm să doborâm bariera impusă de boală și să-și accepte mult mai ușor condiția de tânăr cu o problemă față de ceilalți tineri. Majoritatea membrilor au diabet zaharat de tip 2, deoarece numărul pacienților este într-o permanentă creștere. Cei aflați în această situație trebuie să primească ajutor medical, care constă în testarea permanentă a glicemiei, dozarea insulinei și să aibă parte de o consiliere psihologică riguroasă pentru a se descurca mai ușor cu această boală. Pe lângă partea fizică, cu înțepăturile, mai este partea psihică, grija permanentă a părinților, ce glicemie are copilul, dacă se descurcă, dacă a făcut sport și n-a mâncat și face hipoglicemie. Deci este o mare problemă pentru copil și pentru familie. Copiii din cadrul asociației au organizat o scenetă prin care au transmis publicului faptul că, în ciuda acestei boli, lucrurile pot fi ținute sub control și că pot avea o viață normală.